Bine v-am regăsit, stimați prieteni, suntem din nou prinși între scriptură și ziare. De această dată cu o temă cumva laterală față de ziare și iarăși abordăm un subiect care nu ne este prea prezent în media, nici în cea electronică, nici în cea scrisă, și anume folclor, influența folclorului asupra muzicii evanghelice, influența cântărilor bisericești asupra mediului protestant și mai ales a unui anumit tip de melos pe care cred că nu l-am exploatat destul, care ne-a însoțit în toți acești 100 și ceva de ani de când există mărturie evanghelică în România, dar cred că se vorbește din ce în ce mai puțin despre acest tip de abordare muzicală. De aceea am hotărât împreună cu invitata din această sesiune să scoatem la iveală un gen muzical și un stil care cred că s-a scufundat între timp. Invitata din această zi este Amalia Decean. Bine ai venit, dragă Amalia! Bine v-am găsit! Iată, suntem la o discuție despre un nume care este cu totul străin, un lexem care este de neînțeles pentru mediul evanghelic. Suntem și unul și celălalt din mediul evanghelic și înțelegem un cuvânt care este străin pentru generația digitală, și anume priceasnă. În urmă cu ceva timp ai înregistrat un album cu pricesne. La un moment dat, în ultimul moment, s-a adăugat, este o întâmplare, o ultimă bucată, este o întâmplare pe care, dacă vrei, poți să o relatezi, o ultimă priceasnă. Bucăți una și una. Am ascultat, cred că, de câteva zeci de ori albumul pentru a asculta diferite detalii. În primul rând, apreciere la adresa lui Dumnezeu pentru darul care l-a pus în tine. Asta nu este niciun merit în dreptul tău. Apoi aprecieri pentru tine pentru că ai găsit și ai cultivat, ai înflăcărat acest dar. Și aprecieri pentru că ai abordat acest gen. Aș vrea să-l luăm treptat, să ne apropiem de album. Mai întâi, aș vrea să ne spui un pic despre tine, povestea ta. Mulți te cunosc destul de bine, mai ales în Cluj, dar avem ascultători care sunt și din alte zone ale globului și a țării. Deci cine este Amalia Decean? Amalia Decean s-a născut acum 37 de ani, într-o familie creștină și am fost de la început și încă sunt o fire destul de zvăpăiată și în jurul adolescenței am hotărât să merg pe altă cale. M-am hotărât să nu mai merg la biserică. Pe calea mea, da. Părinții mei m-au dus la școala duminicală și mă duceau la biserică. Însă când am putut și am reușit să mă desprind și am realizat că practic nu mă puteau obliga, am ales să nu mai merg la biserică. Am avut o perioadă de căutări, o perioadă în care m-am mutat și de acasă. La un moment dat, prietena mea cea mai bună din acea perioadă mi-a spus să mergem împreună la un concurs muzical. Cântam, am făcut liceu de muzică, însă nu m-am evidențiat niciodată cu voce, am făcut vioară. Nu este neapărat un lucru de care mă amintesc cu plăcere, nu eram eu foarte studioasă. Și am mers la un concurs muzical televizat și pe urmă am văzut că nu există coincidențe și cred că nu există coincidențe. La acest concurs am reușit să trecem de preselecții și am intrat chiar în concurs. A fost un concurs televizat timp de 2 luni și jumătate într-o casă în care eram filmați non-stop. Am reușit să câștigăm acest concurs. Concursul a avut 2 câștigători. Un câștigător solo, care este acum Alex Velea, că e destul de cunoscut, da, și lumea știe. Și noi, cu trupa de fete. Trupa Karma, da, practic am fost 5 în trupă, mai erau și 2 băieți, însă casa de discuri a hotărât să rămână numai fetele. Și ne-am schimbat numele, la un moment dat am înțeles că era înregistrați altă trupă la OSIM și ne-am schimbat numele, dar am fost o trupă de fete, Karma,
mai târziu tot felul de nume. Am înregistrat un album cu compozitorul Marius Moga, a făcut muzică și text pe tot albumul. Am scos un videoclip și oamenii ar fi putut spune sau practic se vedea strălucirea noastră din afară, se vedea că am fi foarte bine. Însă nu era chiar așa în realitate. Mâncam de multe ori din brișcă, stăteam într-un apartament închiriat și deși când ieșeam pe stradă destul de multă lume era impresionată, noi eram tot noi și n-am ajuns încă la nivelul pe care probabil alții credeau că n-am ajuns la acel nivel. Vă cumpărați voi hainele? Deci să nu cumva să creadă. Deci n-am avut stilist sau... Am avut pe cineva care, de exemplu, ne machiat la videoclipuri, ar fi fost culmea, dar n-am avut un stilist personal, n-aveam 10 de concerte, cum ar fi crezut lumea. Spune-mi lucrurile acestea și cred că e important că le amintești, pentru că s-ar putea ca multe dintre tinerile care visează la o carieră și își imaginează că ajungi în acele zone în care se vede strălucirea asta de o clipă, și își imaginează că este o viață plină de lux, este o viață plină de împliniri, când de fapt este destul de multă frustrare, durere, neîmplinire, frângere. Exact, asta vreau să vă spun că exact ca probabil multe din tinerele care ne urmăresc, asta gândeam și eu, o să ajung la concursul ăsta, Doamne ajută-mă să trec de preselecții. Treceam de preselecție, nu venea să cred, Doamne nu mi se poate întâmpla mie, ajungeam în concurs... Nu se poate, Doamne, chiar o să câștig. Am câștigat, am ajuns acolo, am ajuns să lucrăm cu unul dintre cei mai buni compozitori și totuși îmi dădeam seama că eram tot goală pe dinăuntru și mă gândeam, Doamne, ceva îmi lipsește, ceva nu-i bine, nu aici am vrut să ajung și am ajuns. Și am cunoscut una dintre chestiile care rămâne și acum, mă tot gândesc la ea, felul în care îmi doream să-i cunosc pe oamenii din lumea muzicală și cum ar fi să vorbesc cu cutărică și cu cutărică. Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că sunt numai oameni care sunt la fel de nefericiți cum eram eu. Exact. Îmi pare rău să zic lucrul ăsta. Da. Boris Becker, după ce a fost întrebat cum este să fii în sus, pe platou, nu mai este nimeni în care să vă concureze, sunteți așa de cunoscut. A dat un răspuns extrem de penetrant, a spus, când ajungi acolo sus ești singur și după ce am ajuns în culmea gloriei, primul meu gând a fost cum să mă opresc de la gândul sinuciderii, să nu mă sinucid, atât de singur sunt. Te simți, da. Da, a fost acel moment de glorie efemeră, după care s-au întâmplat mai multe lucruri. Cum ai ajuns la... transformare, să-L cunoști pe Dumnezeu, să te întorci. Pe Dumnezeu îl cunoșteam, nu-L cunoșteam îndeaproape. Sau personal. Și, da, și cred că ce au sădit părinții mei în mine a rămas acolo și în continuu nu m-a lăsat să fiu la fel de liberă cum erau cei din jurul meu. La un moment dat ni s-au impus anumite chestii, cum să ne îmbrăcăm, cum să ne comportăm și mi-am dat seama că nu pot să merg pe drumul ăsta. N-am avut nici succesul pe care îl așteptam, sincer vă spun, și ne-am hotărât cu prietena mea să renunțăm. M-am întors înapoi acasă și eram destul de supărată pe Dumnezeu că după ce că îmi dăduse tot ce-i cerusem, acum eram un pic supărată pentru că nu aveam de lucru, nu puteam să mă angajez nici vânzătoare după ce am fost la București și măștea lumea de la televizor, era rușinos. În sfârșit, o prietenă de-a mea din Italia m-a sunat într-o seară și m-a chemat să mă duc în Italia la muncă. M-am dus a doua zi dimineața și am rămas în Italia un an și jumătate. Am lucrat o spătăriță la un restaurant foarte mare, cu capacitate foarte mare, deci am lucrat foarte mult. Mă mai întreabă lumea cum era în Italia, nu știu, am știut doar ce se întâmpla în restaurant. Și... acum, de data asta aveam bani și nu aveam timp să cheltui. La București aveam, când am stat la București, aveam faimă, să spunem, și nu aveam bani. Erau tot timpul se întâmpla și tot timpul îmi vinuam pe Dumnezeu pentru ce mi se întâmpla. Am stat în Italia un an și jumătate. La un moment dat m-am trezit într-o dimineață cu gândul că dacă nu mi se face contract de muncă, contract de care nu aveam nevoie, pentru că aveam nevoie de contract doar dacă vreau să achiziționez o casă sau o mașină, ceea ce nu aveam în plan, am să mă întorc acasă. Asta se întâmpla în martie 2007. Am vorbit cu șeful meu și mi-a spus că nu poate să-mi facă contract.
Și atunci m-am hotărât să vin acasă. Între timp s-a răzgândit, dar hotărârea mea a rămas. Am văzut mai târziu că Dumnezeu așa a lucrat și așa a trebuit să fie. M-am întors acasă, părinții mei mi-au dat un apartament și îmi căutam de lucru. Nu am găsit la început, iarăși eram supărată pe Dumnezeu pentru că nu găseam de lucru. Până la urmă am găsit un loc de muncă foarte bun și acum le aveam cumva pe toate. Aveam și bani, loc de muncă, dar îmi lipsea un soț și aveam senzația că fericirea mea e oprită de acest lucru și din cauza asta nu pot să fiu fericită. În 19 octombrie, fratele meu a avut un accident de motocicletă și țin minte că fumam pe balcon la servici când m-a sunat mama mea și mi-a spus și am mers toți la spital și țin minte și acum că am vrut să fac un pact cu Dumnezeu și i-am promis că dacă Abel o să trăiască, am să mă las de fumat. Lucru care nu s-a întâmplat și Abel a murit. Da, la spital. Da, a murit pe loc, dar noi n-am știut. Deci Abel a murit pe loc. Am fost foarte supărată pe Dumnezeu de data asta și m-am răzvrătit în inima mea și în 22 octombrie, în ziua mormântării, m-am trezit alt om. Nu știu ce mi s-a întâmplat. Adică știu acum, atunci nu știut, dar m-am trezit cu o pace și cu o bucurie pe care nu pot să vă descriu. Și de fiecare dată când am o problemă mai mare, nu-i constant, nu pot să spun că simt constant lucrul ăsta, simt pacea aia și bucuria și liniștea aia pe care o am de la Dumnezeu. Și m-am trezit născută din nou, am fost, și acum spun, am fost binecuvântată. În clipa am renunțat la fumat. Nici acum, câteodată mă întreabă, chiar ieri m-a întrebat cineva, cum ai renunțat la fumat? Zic, nu știu, peste noapte. La mine a fost o minune. Da, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că altfel nu știu dacă aș fi reușit. Da, durerea aceea a pierderii lui Abel și nu numai, se simte în vibratul din vocea ta de multe ori și ascultând concertul de lansare, n-am putut să fiu atunci prezent la concertul de lansare a Pricesnelor, se simte că ceva s-a întâmplat față de perioada Karma, perioada aceasta în care ești acum, în care Dumnezeu ți-a răscumpărat și vindecat sufletul, s-a întâmplat că, așa hotărât Dumnezeu, am fost la nunta voastră. Ați predicat la nunta noastră. Da, am predicat la nunta voastră. Și țin minte și acum predica, să știți. Da. Ei, în puțin mireș mai țin minte predicile dacă nu sunt înregistrate video. Și știind istoria din spate, anume am ales acel subiect de predică, Dumnezeu ți-a dăruit și un soț. Un soț cum n-a meritat. Frumos, înalt, deștept. Sunt foarte binecuvântată și calm. Eu sunt o fire foarte colerică și David este omul care tot timpul știe cum să mă ia ca să nu mă supăr, să mă liniștească și de fiecare dată când merg undeva mă duc împreună cu el și deja din tonul vocii știu dacă am promis ceva și nu trebuia sau totdeauna mergem împreună și este practic ceea ce îmi lipsea. Dumnezeu v-a binecuvântat și în viața de căsnicie. Cu doi copii. Cu doi copii. Noel, care are 5 ani și Luca, Abel, care are 2 ani de anișori. Da, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i crească Amin. Mare. Mulțumesc. Așadar, iată o viață cu valuri, cu văi, cu încercări și cu o mărturie a întoarcerii la Domnul extrem de dureroasă, dar în același timp binecuvântată, plin de pace. Paradoxal este că în ziua mormântării fratelui tău să capeți acea pace pe care numai Dumnezeu o poate da, o da, pace care îndrece orice pricepere. Da, știți de ce? Multă lume întreabă, îmi pare așa de rău de... Nu sunt un om care are regrete, mă uit la viitor. Ce s-a întâmplat a fost, Dumnezeu m-a schimbat, așa îmi spunea David, Dumnezeu te-a schimbat, ești alt om. Dar ce-mi pare rău e de timpul pe care l-am pierdut și de relația pe care am avut-o cu Abel, pentru că Abel era creștin, eu nu eram, nu aveam foarte multe lucruri în comun și știam că ce face el și ce fac părinții mei bine și că eu nu fac bine ce fac.
Și acum îmi pare rău de timpul pierdut. Da, cu mila și cu îndurarea Domnului vă veți reîntâlni, știind Amin. Că El este în brațele Domnului și a dedicat viața Domnului. Da. Ne îndreptăm acum spre acea durere despre care discutam în pricesne. Priceasnă are un sens mult mai larg decât îl dă dicționarul explicativ al limbii române. Dicționarul explicativ al limbii române dă ca sens o definiție foarte scurtă: cântare cântată în timpul în care se împărtășește preotul un altar. De aici s-a contaminat cuvântul cu un alt sens. Ai mei antecesori, chiar tatăl meu, unchiul meu, bunica soției, au făcut parte din oastea Domnului la început. Cei din oastea Domnului cântau aceste cântări în momentul când preotul dispărea în altar și într-adevăr se împărtășea, da, era un timp așa numit mort, un timp liturgic mort. Începeau să cânte aceste cântări. Aceste cântări, compuse unele de anonimi, de asta e o componentă folclorică aici, compuse de anonimi cu dezvoltări ulterioare, apoi au avut fratele Niculițu Moldoveanu, care a compus în acest stil, Ioanid, care a compus versuri și Dors, numai, Dors, de asemenea. S-a dezvoltat un gen muzical, s-a dezvoltat o familie muzicală, exact, da, a pricesnelor cântate de oastea Domnului. Sunt extrem de multe. Pentru cei care nu știu, sunt mii de cântări, nu câteva pe care le știm noi. Pe albumul tău sunt cele mai cunoscute. Cum ai ajuns tu în contact cu pricesnele? Pentru că asta a fost mirarea mea. Și apoi, a doua întrebare, cum ai ajuns să le interpretezi, să-ți alegi să faci un întreg album numai cu acest, că nu e o modă deloc. Da. Deci vreau să vă spun că la început, exact după ce m-am întors la Domnul, primul meu impuls a fost să încep să cânt. Asta am făcut, asta trebuie să fac. Și mama mea mi-a zis: Amalia, gândește-te, stai și roagă-te, pentru că nu știu dacă Domnul asta vrea de la tine. Și m-am oprit, nu am mai mers în direcția aceasta decât la biserică, cu trupa de închinare, în care mă simt foarte bine până în ziua de astăzi și găsesc loc acolo. Și în timp îmi plăcea să ascult muzică și am auzit o piesă, o melodie, a mai trecut un an se numește, și am fost foarte impresionată de această melodie. Avem noi un grup de prieteni și ne întâlneam mai des cu ei și am povestit despre piesa asta, am cântat-o și m-am încurajat să o cânt. Am cântat piesa asta la biserică și am văzut ce zidiți au fost frații și efectiv m-am simțit în primul și în primul rând eu zidită și am început să ascult astfel de muzică, stilul ăsta mai exact. Și de fiecare dată vă mărturisesc că mai ales când am ascultat piesa Ce folos, m-am gândit: Doamne, cum aș putea să cânt piesa asta în biserică? Oare ce ar zice frații? Cum ar fi primită? Și într-o duminică m-am gândit: Doamne, eu cânt spre slava Ta, mie mi-a vorbit piesa asta. Deci niciodată n-am cântat nicio piesă pe care în clipa în care am ascultat-o prima dată nu am simțit-o și nu m-a emoționat. Așa mi-am ales piesele și în funcție de fiecare piesă mi s-a părut că mi s-a potrivit perfect ca o mânușă la o anumită perioadă din viața mea. Și așa am ales piesele de pe tot albumul de pricesne. Și mai este un aspect pe care l-ai menționat care mi se pare foarte interesant. Când cântăm, nu este primul destinatar, destinatarul pe care vedem oamenii din fața noastră. Primul destinatar este Dumnezeu. Deci chiar dacă este un mesaj pe care îl pricep, mă impresionează, îl văd scriptural, chiar dacă frații nu vor înțelege ca prim destinatar, știu că dacă este aprobată în duhul meu de Domnul și simt lucrul acesta, după aceea se va dovedi, cum s-a dovedit și cu albumul tău, că există receptori și pentru astfel de muzică, hai să spunem între ghilimele, învechită. Unii o numesc muzică ortodoxizantă, străină de etosul evanghelic, care s-a mult prea americanizat, din păcate, și am pierdut din amprenta aceea românească, din identitatea noastră,
Dacă ne uităm în scripturi, că tot vorbim de scripturi și ziar, și imediat o să te rog să dezvolți acest lucru, ne uităm în scripturi, în Apocalipsa, capitolul 7, și zice așa: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice rod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și ăștia laudă pe Domnul. Deci eu cred că este în cer loc și pentru românii să laudă pe Domnul. Și pentru stilul românesc. Sunt convinsă, da. Și pentru pricesne. Deci ai ascultat, după aceea ai început să cânți. Da, și vreau să vă mai spun despre pricesne. Cred că foarte, foarte mult contează exact ce ați menționat, faptul că sunt românești. Eu cred că sufletul nostru rezonează cu această muzică. Noi suntem români, români de când suntem și, nu știu, pe mine nu mă atinge așa de tare muzica venită din alte părți, cum atinge muzica românească, și cred că e normal să simțim așa. Pe lângă asta, oamenii care au compus aceste pricesne, aceste cântări, sunt oameni care au avut o relație cu Dumnezeu și care au trecut prin suferințe și cred că se simte asta în muzică, se simte în cuvinte. Dacă ascultați o priceasnă, ascultați cuvintele, sunt cuvinte care te apropie de Dumnezeu și care îl pune pe Dumnezeu pe primul loc și nu trebuie să fie neapărat repetitive ca să te facă să înțelegi un lucru, pentru că din cuvintele frumos îmbinate și cu muzica, asta mi se pare extraordinar, cum se îmbină muzica cu cuvintele în aceste cântări, se simte deja. Exact, ai amintit un lucru extrem de important. Două, suferința din spate. Sunt oameni care au zeci de ani de pușcărie. De pușcărie și sunt majoritatea compuse în pușcărie. Și care și-au păstrat mărturia și după ce au ieșit din pușcărie. Pentru că, exact, spunea Richard Wurmbrand, unii au supraviețuit foarte bine în pușcărie. Libertatea le-a smintit viața, dar oamenii aceștia au dovedit o consecvență până la finalul vieții. De asemenea, este un alt aspect, versificația, poetica. Când ai versuri care accentuează trăirile umane, singur, trist și părăsit, eu nu vreau să mai fiu, pe cine interesează asta? Dacă despre tine, dar dacă sunt despre Domnul, când Dumnezeu este pus pe primul plan, când Dumnezeu este înălțat, sunt câteva, de exemplu, este una dintre pricesnele pe care le cânt și sunt și pe album, dacă nu mă înșel, Ce dor frumos. Da. Este o cântare care se cântă, indicația de interpretare este una lentă, în care să aștepți ca să-ți picure, cumva, da, este doinită, să aștepți să-ți picure versurile în suflet și este extrem de importantă imageria. Sunt câteva imagini acolo, exact, absolut superbe din punctul de vedere al stricto sensu a poeziei, a poeticii. Da, când turme trec, ducându-și dorul. Deci, și spune un fluier, sunt cu voi. Deci, și acum când aud melodia asta, mă emoționez, mi se par, sau de dragul tău iubesc păstorul ce-și pune viața pentru oi. Da. Mai este în aceeași doină ideea, mă uit spre oameni, ei sunt străini, mâini poate frați. Potențialitatea, potențialitatea ca să te uiți cu dragoste la toți cei din jur, în potențialitatea ei vor fi odată frații tăi de credință. Spunem aceste lucruri pentru că s-ar putea să avem ascultători tineri interesați de poezie, dar care rejectează stilul ăsta de muzică numai pentru că le se pare straniu, învechit. Ar merita să facă exercițiul ăsta și nu la întâmplare în emisiune, aș vrea să exemplificăm, chiar dacă sacrificăm din timpul nostru de dialog, acest gen, cel puțin două dintre bucățile care apar pe acest CD, aș vrea să fie exemplificat. CD-ul poate fi găsit? Unde poate fi găsit? Da, CD-ul poate fi găsit direct la mine sau la librăria Bisericii Iris. Mai poate fi găsit, cred că, și la librăria Kerigma și în curând o să fie cam în toate librăriile creștine. Da. Asta, la asta lucrăm acum. Da. Este un nou proiect pe care l-ai în derulare. Se apropie sărbătorile de Crăciun. Nu-mi place să spun sărbătorile de iarnă, Crăciun. Noi Crăciun sărbătorim, Crăciun, da, nu sărbătorile de iarnă.
S-apropie Crăciunul și înțeleg că ai pregătit un album de Crăciun. Tocmai am înregistrat un nou album de colinde. Se numește Piun Pătul de Fân și Floare. Este un album cum mi-am dorit să fac. Un album puțin diferit. Tot așa, are un strat de praf învechit după versuri, adică tot la Da, dar nu recurci. Tot este așa. Pe lângă aceste colinde vechi pe care le-am căutat și le-am găsit, am câteva compoziții noi. Compozitori români, tot compozitori români. Este vorba despre Monica Turtoi și Ioana Toadere sunt două prietene dragi mie de la noi, de la biserică. Uh-huh. Și va urma un concert de colinde la Biserica Eris în 26 noiembrie, unde am să cânt toate aceste colinde. Și sper să placă și sper să se vadă ce am dorit să se vadă, și anume că se naște Iisus de Crăciun și nu, nu s-a născut, se naște în fiecare Crăciun, să nască în inima fiecărui om. Da, e important că ai ales să promovezi muzică românească, compusă de compozitori români, și se îmbină, înțeleg, în acest album cele două capete, muzică foarte veche și muzică foarte nouă. Cum ai încuraja tineri care au dar? Este ceva la începutul istoriei tale care merită menționat. Vocea nu vine doar așa, o ai și nu o cultivi. Scriptura ne spune, înflăcărează darul care este în tine. Un lucru pe care uită să-l spună uneori cei care se ocupă de muzică și nu intră deloc în mintea tinerilor care se uită la voi și spun, bun, vreau să cânt și eu, cum cântă Amalia, cum cântă altcineva. Ceea ce uită să amintească profesioniști este că stau niște ani de pregătire. Ai făcut un liceu de muzică, chiar dacă ai studiat vioara, să-ți apus bazele citirii notelor, ai făcut după aceea pregătire muzicală cu vocea, deci lucrurile astea nu vin așa, cad din cer și nu le cultivăm absolut deloc. Așa este. La București, cât am fost la concursul de care am amintit, am avut o profesoară de canto foarte bună, Claudia, care ne-a învățat, efectiv, cel puțin pe mine, m-a învățat să cânt. Când am mers să respir, exact, când am mers la preselecții, eram atât de emoționată că nu știu ce-o văzut în mine. Știu că doar că șeful juriului, directorul jurului, care era domnul Nicu Alifantis, și Claudia au văzut în mine ceva și s-au certat cu ceilalți membri din juriu să intru în concurs. Și acolo am învățat să cânt, acolo am învățat să frazez, am învățat să cânt un anumit stil de muzică. Pe lângă asta, după cum spuneam, lucrurile nu sunt întâmplătoare în viață, nu sunt coincidențe. Mi-a plăcut foarte mult Maria Tănase, am ascultat și am studiat tehnica ei. Cred că un an de zile, la un moment dat, am încercat să cânt o piesă foarte grea, Maria Tănase. Ei, lucrurile astea mai târziu m-au ajutat, mai ales la muzica pe care... Și acum te ajută în interpretarea piesenilor care au filon folcloric. Exact, exact. Și mă gândeam la un moment dat, Doamne, cum să pot să-ți cânt ție? Îmi doresc să cânt ceva, să simt, nu pot să cânt orice. Și cum să cânt niște cântări pe care nu le simt? Uite că am găsit și cântările pe care le simt și Dumnezeu m-a dus până în acest moment încet, încet, și a avut răbdare cu mine, și de câte ori n-am avut eu răbdare, Dumnezeu m-a făcut să am răbdare și am așteptat. Dar într-adevăr, cred că trebuie repetat și trebuie să știi după ce afli ce-ți place. Să știi ce trebuie făcut ca să poți cânta la nivelul pe care ar trebui să-l avem toți. Nu putem să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu doar așa. Deci dacă în lume studiam nu știu câte ore pe zi ca să mă prezint bine și să fie oamenii impresionați, cred că în fața lui Dumnezeu merită mai mult mai mult. Cu atât deci mai mult. Deci există o disciplină a întreținerii vocii, există o igienă vocală, există repetare, există practică, există exercițiu. Da, de când am copii, foarte mult repet când îi culc seara, vă spun drept că nu prea... Și în timpul zilei aud o piesă, îmi place, mi-o pun pe telefon sau pe YouTube, îi dau drumul și o tot ascult și noaptea după ce dorm ei, dar nu cred că am o zi în care
să treacă și să nu cânt. Nu, n-aș putea, nu cred că aș putea. Da, da, da. Deci este și un impuls natural, da, dar și sigur. O chestiune care ține de disciplină. Proiecte de viitor, în afară de cel imediat cu albumul de colinde? Proiecte de viitor, să știți că nici de albumul de colinde nu am știut până acum o lună. Uh-huh. Eu am spus așa, dacă domnul îmi dă bani să pot să înregistrez și să fac un album, îl fac, dacă nu, nu. Uh-huh. Și Dumnezeu în bunătatea lui mi-a dat, albumul uh-huh. de plicezne a mers foarte bine și a fost plăcut. Și atunci, exact cum i-am promis lui Dumnezeu, am înregistrat al doilea album. Inițial vreau să fac al doilea album de pricesne, pentru că aș mai avea pricesne pentru un album. Însă am zis că dacă vine Crăciunul și tot mi-am dorit foarte mult un album de Crăciun, am să-l fac pe ăsta. Aș vrea, da, mi-aș dori să fac un al doilea volum de pricesne, mi-aș dori să fac un al doilea volum de muzică pentru copii. Există un album. Excelentă ideea. Există un album de copii pe care l-am înregistrat, primul album pe care l-am înregistrat ca și creștină și este cu muzică de la școala duminicală, de care s-au bucurat foarte mulți copii și eu m-am bucurat prima, vă spun drept, și copilașii mei. Ar fi și un album cu muzică făcută de alți compozitori români toți pentru mine, dar nu știu, Dumnezeu știe ce o să fie viitor. Eu aș avea proiecte, dar... Te încurajez să duci la capăt, în măsura în care îți permite timpul, mamă fiind, soție fiind, să duci la capăt cel puțin acestea două, al doilea volum de pricesne și ca unul care cresc acum un copilaj de 2 ani. Și suntem cumva, da, mulțumesc, suntem cumva în categoria celor care au copii mici. Este atâta nevoie de materiale pentru copii, începând de la... materiale video, audio pentru copii, cântări. Da. Împreună cu soția îi cântăm celui mic, dar simțim nevoia uneori a unei surse din care să învățăm cântări noi, să învățăm cântări care să aibă mesaj corect pentru copii, să aibă imagini corecte pentru a transmite bunătatea, dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Și să fie ușor de învățat pentru ei. Unii, am impresia, așa cum am impresia că unii care produc birouri n-au stat niciodată la un birou. Am impresia că unii care produc muzică pentru copii sau material pentru copii nu știu ce înseamnă să ai un copil. Ei, având experiența de mamă, cred că asta te ajută deja și te-a ajutat să faci lucrarea asta pentru copii. Ce să spun, aș vrea să lăsăm timp pentru a asculta cele două pricesne. Sunt într-un cadru care ne pregătește pentru atmosfera Crăciunului, deja. Și îți dorim succes în continuare, succes în termenii biblici. Succes în termenii biblici înseamnă tot ce începe duce la bun sfârșit. Asta înseamnă și etimologic cuvântul, să duci la bun sfârșit și mai ales să ducem la bun sfârșit alergarea noastră. Domnul să te binecuvinteze, ca mamă, soție, membra bisericii și iată, cântăreață creștină. Dragi telespectatori, stimați prieteni, iată, am avut o emisiune care cumva este în lateralul ziarelor, dar este aproape de scripturi. Ascultând cele două pricesne spre exemplificare, veți vedea trimiterea către adevărurile biblice, către înțelepciunea din proverbe, către temele care ne preocupă pe toți cei care îl iubim pe Domnul și iubim Scripturile. Ne dorim să avem cât mai mult material de acesta care ne readuce aminte de identitatea noastră creștină în Iisus, dar de ce nu și de identitatea noastră ca români care cântă în fața Domnului Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Jale grea, a venit cu jale grea. Omule de colp și spume, cu ce foc vii tu din lume? Doamne, m-a ajuns să nu de pedeapsa ta. Omule de colp și spume,
pedepsa ta. A venit un om la Domnul, a venit cu pas voios, a venit cu pas voios. Omule cu brâie pline, cu ce gâmbii tu la mine, Doamne, vin că e mai bine, vin că e mai de folos. Omule cu brâie pline, cu ce gâmbii tu la mine, Doamne, vin că e mai bine. Știință pentru atâtea câte-mi dai, om departe de căință, cum vii astăzi la credință, Doamne, din recunoștință. S-a tresărit, omule, de ce-ai venit? Doamne, într-o zi din viață te-am privit pe cruce în față, și acum cânt de dimineață și-s nebun de fericit. Doamne, într-o zi din viață te-am privit pe cruce în față, și acum cânt de dimineață și-s nebun de fericit. Ce dor frumos, ce rai ne leagă, eu când cu lacrimi tu le alini, eu când cu lacrimi tu le alini. De dragul tău, de dragul tău, mi-e viața dragă, când ea te văd și-n flori și-n spini, când ea te văd și-n flori și-n spini. Încrinii-albi, ție sărutarea, și-n maci văd sânge,
plânge pe calvar și-n maci pățânge pe calvar. De dragul tău, de dragul tău, mi-e dragă valea și cerul fără de cerul fără de hotar. În bulgări reci te văd cum s-amen și-n spin văd pașii-n sângerat. Și-n spin văd pașii-n sângerați. De dragul tău, de dragul tău, iubesc pe oameni. Azi sunt străini, mâini poate frați. Azi sunt străini, mâini poate frați. Când turme trec purtându-și dorul și spune un fluier sunt cu voi, și spune un fluier sunt cu voi. De dragul tău, de dragul tău, iubesc păstorul ce-și pune viața pentru își pune viața pentru oi. Și cât mi-e dat să nu-ți văd fața, dorit de ceruri ca un dorit de ceruri ca un mag. De dragul tău, de dragul tău, mi-e dragă viața și moartea nu-i decât un prag. Nu-i decât